Cum ți-a venit ideea să te urci la volan? E prima oară când te urci la volan. De ce te-ai urcat la volan la vârsta ta? Te-ai pe cineva în pericol? De ce n-ai sunat la ambulanță ca să poate îi salvai viața băiatului? Dar ce-i nevoie? Ai omorât un copil, dar ce-i nevoie? Măcar acum regreți? De ce l-a lăsat? Era prima oară când l-ai lăsat să conducă sau l-ai mai lăsat și altă dată? Ce nu a sunat măcar la 112 ca să așteptați ce s-a întâmplat? Consider că merită fi în libertate, nu trebuia să ai o măsură mai dură? Te simți împăcat cu ce ai făcut? În o informație de ultimă oră, Maria, fetița de 7 ani din capitală, strivită între mașini de șoferul minor fără permis, a trezit, iar primul lucru pe care l-a întrebat a fost dacă frățiorul ei a murit. Medicii reușiseră după o operație de 9 ore să-i reatașeze piciorul, însă acum i l-au amputat din cauza complicațiilor. Colega mea Ioana David vine cu informații. Ioana. Bine v-am găsit, este vestea tristă a dimineții cu privire la starea de sănătate a micuței Maria. Medicii au anunțat că noaptea trecută au existat complicații extrem de grave, motiv pentru care s-a luat decizia drastică ca piciorul stâng, care a fost, iată, cel mai afectat în urma accidentului, să fie amputat. Mai exact, medicii ne spun că a fost prezent acest sindrom de strivire și, iată, foarte multe vase, oase și mușchi practic erau striviți, motiv pentru care, iată, posibilitatea de apariție a necrozelor erau extrem de mari. Totodată, foarte important, toate vasele erau puternic afectate, motiv pentru care, așa cum am spus, riscul era extrem de mare, un risc care i-ar fi pus viața în pericol. Vă readuc aminte că fetița a trecut printr-o operație care a durat mai bine de 9 ore și totodată aflăm și faptul că în această dimineață, după ce s-a trezit, spune că își amintește absolut tot și primul lucru, iată, a fost să întrebe despre frățiorul ei, care, din păcate, nu se mai află printre noi.